În România anului 2019, școala a devenit pentru unii dintre copii un chin. 3 din 10 copii sunt excluși din grupul de colegi, unul din 4 copii a fost umilit în fața colegilor și 3 din 10 sunt amenințați cu bătaia sau lovirea de către colegi, potrivit unui studiu sociologic național care urmărește fenomenul de bullying. Este și motivul pentru care școala ar trebui să se implice în rezolvarea conflictelor apărute între elevi, dar mai ales în prevenirea unor astfel de evenimente. Psihologii consideră că atât părinții cât și profesorii ar trebui să fie prezenți în viața copiilor, să afle problemele cu care cei mici se confruntă și să le ofere modele demne de urmat. De asemenea, specialiștii cred că un rol foarte important în prevenirea actelor de violență în școli îl au cadrele didactice. Violența școlară este nu doar des întâlnit, ci este ceva cu care ne confruntăm în fiecare zi. Primul lucru pe care trebuie să-l facem ar aparține cadrului didactic, care este la catedră și este principalul furnizor de educație. El trebuie să ne așeze valorile după care tinerii noștri să se ghideze. Și când spun tineri, spun începând de la grădiniță, grupa 0 și așa mai departe. În multe situații, unitățile de învățământ ascund incidentele apărute între elevi. Specialiștii atrag atenția că școala este instituția care trebuie să trateze cu maximă seriozitate cazurile de violență, să le prevină și să le combată. Nu este un lucru pe care să-l ascundem sau să-l băgăm sub preș, că mai devreme sau mai târziu el iese și iese urât. Rolul nostru, atât al dascălului cât și al conducătorului unității școlare, este să prevină. Că dacă nu prevenim, normal ne confruntăm cu ele. Dacă spunem a fost un incident și atât și nu ne interesează sau vină cu părinții la școală, nu este suficient. Exemplele pe care noi le dăm ca formatori sunt foarte importante. Relația părinților cu copilul și construirea unor raporturi armonioase în cadrul familiei sunt foarte importante pentru dezvoltarea celor mici. Mai mult, părinții trebuie să comunice permanent cu minorii și să-i încurajeze să vorbească despre problemele cu care se confruntă, indiferent de natura acestora. Copiii noștri trebuie să știe că ei trebuie să vorbească despre problemele cu care se confruntă. Bune sau rele, amenințați sau nu, ei trebuie să comunice cu noi. Comunicarea mea cu copilul meu este fundamentală. Dacă eu nu comunic cu copilul meu, nu voi putea preveni și nu voi putea să-l ajut niciodată. Sau îl voi ajuta când lucrurile sunt mult prea avansate, ceea ce nu este bine. Specialiștii mai cred că ar trebui concepute programe de dezvoltare personală pentru elevi ce pot fi implementate atât prin intermediul profesorului diriginte, cât și prin intermediul consilierului psihopedagogic arondat instituției de învățământ.